din nou mulți prieteni, din nou o expoziție de excepție. Este ultimul eveniment de marcă din anul 2015, practic cu expoziția lui Cornel Corcăcel încheiem stagiunea expozițională a Muzeului de Artă Vizuală pe anul 2015, dar vă promitem că și în 2016 ne vom prezenta la fel, la fel de bine. Iar dumneavoastră să fiți la fel de mulți. Iar pentru postul de televiziune și pentru presă, am rugăminte. Faceți public câtă lume este la ora actuală în această galerie a Muzeului de Artă Vizuală și să dea Dumnezeu ca vocile noastre și prezența dumneavoastră aici să fie auzită pentru a se rezolva cumva această situație pe care eu o consider de provizorată. Acum, despre Cornel. Ce să spun despre Cornel? Nu pot să spun nimic. Pentru că, uitându-mă la voi și văzând cu câtă aviditate îi sorbiți lucrările de pe pereți, practic Cornel nu mai are nevoie de nicio fel de prezentare. El este un plastician desăvârșit. În afară de asta, este un prieten al muzeului desăvârșit. Și în afară de asta, mai este și un profesor desăvârșit. Vreau să vă spun că Cornel, cu copiii lui, pe care îi iubește la nebunie, și pe ai lui și pe cei de la școală, a imaginat acele mâini. Care sunt mâinile lui și ale copiilor pe care îi învață să trăiască prin artă, să trăiască prin pictură. Cornel a muncit la această expoziție cam mai mult de un an de zile. Mult. Cam 2 ani, da. Ea este programată de anul trecut, din septembrie, și n-am găsit loc decât acum, în această perioadă. A fost ajutat de către Gheorghe Miron pentru panotare și ca întotdeauna, când ei doi lucrează, lucrurile ies excepțional. Sunt convins că Cornel nu va vinde nicio lucrare din aceste piese prezentate aici. Nu pentru că n-ar exista cumpărători, dar sunt atât de bune, atât de perfecte, încât este foarte greu să le ambientezi într-o zonă de casă. Le vindem cu tot cu pereți. Le vindem cu tot cu pereți. Cornel a investit foarte mult în această expoziție, sentimental, material și profesional. Catalogul pe care și l-a scos îi face onoare, îi face cinste, pentru că este un catalog de excepție. Iar eu sunt absolut fericit că am privilegiul de a deschide această expoziție, pastel, jurnal, semnată Cornel Corcăcel. Și acum am să-i dau microfonul colegului meu, domnul Gheorghe Miron. Nu? V-ați înțeles? Atunci am să vorbesc eu. Bună seara! Mulțumesc din suflet că ați venit într-un număr atât de important, pe un soare așa arzător. Am emoții. Mi-am propus să n-am emoții, m-a întrebat cineva de la ora 2. Dacă am zis nu, sigur nu voi avea. A apărut fluturile uriași, cât muzeul ăsta, cred, în stomac. Aveam atâta de zis. Ce vedeți pe pereți este o redescoperire a pastelului. E o tehnică iubită de mine, lucrată din timpul studenției, din 1996. De ce zic o redescoperire? Am mai avut câteva expoziții în această tehnică, dar de 2 ani de zile mi-am dat seama că se poate ajunge la o etapă cu totul și cu totul nouă. Zic eu, o evoluție. Chiar pe pereți sunt cam 3 abordări diferite ale acestei tehnici. Vă las pe dumneavoastră să le descoperiți. Rostul acestei expoziții este să-mi facă intrarea către următoarea etapă. Pe una dintre aceste abordări o voi duce până în pânzele albe și abia aștept următoarea expoziție a mea. Mulțumesc oamenilor care m-au ajutat să fac această expoziție și nu sunt puțini, dar în primul rând vreau să mulțumesc doamnei Gorovei Nadia și domnului Constantin Gorovei, niște oameni extraordinari care au avut încredere în mine,
m-au susținut de 20 ceva de ani și sper să mă mai susțină. Vă mulțumesc că ați venit încă. Bună seara, oameni buni! Ce bine că ați venit! Știți, când citim despre viețile artiștilor, în general vorbind, ne place să citim printre rânduri un fel de viață romanțată, un pic cu floricele, despre autorul cutare, despre autorul cutare. De asta dată vreau să vă spun o mică poveste. Cred că am mai spus-o de câteva ori, dar mi-e atât de drag să o spun. Cornel este un artist care s-a transformat din asistent medical în ce vedeți astăzi. Un nebun, cu ghilimele, da, care m-a făcut să înțeleg că în artă, și vorbim acum despre arta plastică, îți trebuie un grad de nebunie ceva mai mare decât în oricare alt domeniu. Să vă spun, de exemplu, că acest Cornel Corcăcel, la un moment dat, a renunțat la postul lui de unde era și lucra, bine mersi, a venit și a spus: domn profesor, eu nu mă mai duc la muncă. Am înțeles în acel moment că el este cel care trebuie să continue treaba pe care o începuse, și am ajuns acolo unde Cornel și-a dorit foarte mult. Sigur că parcurs dintre ăsta cu un elev sau cu celălalt a mai avut. Dar cum s-a întâmplat cu Cornel a fost mult, mult peste tot ce puteam să-mi imaginez eu. Să renunți la tot, la toate și să pornești în acest drum. Un drum pe care știți bine că artiștii au mult, foarte mult de pătimit. Nu ne este deloc ușor, cel puțin vorbind acum despre locul unde creăm, unde trăim, unde ne expunem, țara asta nu poate să-ți ofere foarte mult. Cum spunea domnul Nanu, uitați-vă în ce spațiu suntem. Uitați-vă cum stăm noi la bloc, la un parter de bloc, și ne chinuim de fiecare dată cu aceste alveole pe care le-am creat într-un fel anume, să expunem o așa minunăție de lucrări. Cornel este un tip de artist care a pornit-o de la începutul începutului, a așezat cărămiz peste cărămiz, în tot ce înseamnă demersul lui, a îndrăgit foarte mult desenul, anatomia. În perioada studenției lui chiar l-am urmărit o perioadă de câțiva ani. Mă duceam chiar la Iași, la facultate, să-i văd lucrări. La un moment dat îmi amintesc că pe perete făcuse un Moise. Îl văd și acum, cum îl desenase, era oricum altceva decât făcusem noi în prealabil. Învățase mai mult. Cornel a ajuns aici pentru că a împletit acel dar pe care Dumnezeu ne dă, acel mic procent de care amintesc de fiecare dată, cu extrem de multă muncă. E valabil pentru elevii lui Cornel, elevi care cred că îi sorb cuvintele și acum cred că se bucură de reușitele domnului profesor, și credeți-l pe cuvânt atunci când vă spune ce aveți de făcut, atunci când vă spune pe unde să o luați, atunci când vă spune ce cărări să umblați. Nu umblați de besmete și nu umblați în toate direcțiile. Aveți grijă. Tentațiile sunt uriașe, uriașe. Aici în Galați, și nu-mi este deloc rușine să spun, s-a creat un nucleu, o echipă mică, din care Cornel face parte, mai este domnul Liviu, mai este domnul Raul, de curând Irina Panțiru, și ne propunem să ne ducem într-o direcție în care nu foarte mulți merg. Nu vreau să arăt cu degetul către nimeni. E fiecare în direcția lui să se ducă acolo unde crede de cuvință că va ajunge. Cornel Corcăcel a ales să meargă aici. Cu Cornel am avut discuții de foarte multe ori ceva mai dure. Uneori chiar l-am certat. Apucase și el să creadă că se poate duce într-o altă direcție. Aceasta, oameni buni, este direcția în care trebuie să meargă Cornel. Aceasta este, Cornel, direcția în care trebuie să mergi. Nu alta și nici unde în altă parte. Eu mă bucur că
Galațiul a mai dat un artist de talia lui Cornel, că galeria artiștilor în care eu cred, în galeria artiștilor în care eu cred, se numără Cornel, mă bucur extraordinar de tare că-l iubiți pe Cornel și iubiți arta lui. Cornel, te felicit din inimă pentru tot ce faci. Cred în puterea ta, cred în talentul tău, cred în munca ta și cred că vorbele pe care noi doi le-am făcut se vor adeveri. Te felicit! Înainte de a-i adresa și eu, mai tot dă, nu știu câteva cuvintele de felicitare, aș vrea să spun un lucru, cred eu, foarte important. Cornel este un extraordinar profesionist, în primul rând, prin faptul că avându-l ca profesor pe Gheorghe Miron, a reușit să se desprindă de el. Vă rog să înțelegeți foarte bine ce vreau să spun. Rare ori, sau de foarte puține ori se întâmplă ca elevul să ajungă să nu mai copieze profesorul. Cornel, la ora actuală, este pe picioarele lui. Felicitări, Cornel! Și acum spune tu la final ce vrei să fac lui. Să priviți lucrările, să priviți catalogele care vor fi primite în curând și să vă bucurați de tot ce e în jurul vostru. Să trăiești, Cornel! E greu să faci selecție la Cornel. Cornel cam tot ce face e în regulă. Dar știți cum aici, la expoziția unui autor, aproape că nu ai voie să intervii. Pentru că autorul își propune, tu trebuie să vii, cel care organizezi un eveniment ca acesta, trebuie să vii să ajuți cu panotarea, cu, eu știu, relația dintre lucrări. Și în primul rând, este de subliniat firesc, este în funcție de spațiu pe care, din nefericire, îl avem atât de mic. Altcumva, lucrările sunt de sine stătătoare, chiar vorbeam la un moment dat cu colegi de-ai mei, spunându-le cum că lucrările, în primul rând, ar trebui să trăiască prin ele și apoi cu vecina, dacă e cazul. Dacă nu, ar trebui separate complet, fără niciun fel de influență, cea din dreapta sau cea din stânga lucrării pe care o privești, să influențeze cumva imaginea vizuală. Se spune cum că într-o expoziție ar trebui să fie un câmp vizual atât de mare încât să nu o percep nici pe cea din dreapta, nici pe cea din stânga. Dar, repet, atâta timp cât avem un spațiu atât de mic, atât de meschin, de care lumea nu vrea să țină cont și nu vor să ne ajute nimeni, atunci nu vrea să ne ajute nimeni, atunci va trebui să ne obișnuim cu acest spațiu și m-ați întrebat cum faci selecție, nu fac nicio selecție, eu ajut lucrările să trăiască una cu cealaltă și în sine fiecare. Domnule Miron, ați făcut referire în speech-ul dumneavoastră de deschidere a acestui vernisaj la studentul Cornel Corcăcel, la faptul că l-ați urmărit. Ce a rămas în imaginile expuse în acest moment de atât de adultul pictor Cornel Corcăcel din acel tânăr? Și ce este evoluție? Aproape n-a rămas nimic. Știți cum este aici în meseria noastră? Să dau un exemplu. Albert Dürer a făcut un autoportret la 12 ani. Și un coleg al meu, chiar fac o glumiță acum, un coleg al meu a avut ca temă să reproducă acel autoportret al lui Dürer, făcut la 12 ani și nu ieșea. Perioada aceea de studenție, elev, student, e o perioadă de acumulări, o perioadă în care nu te definești, ci doar te sedimentezi, te așezi. Acum Cornel, în momentul acesta, este un artist copt, cum spunem noi, un artist care are ce să spună, un artist cu mult substrat, un artist care a așezat acolo în temelia lui și apoi în construcția pe care și-a săvârșit-o, toate cunoștințele cu referire la corpul uman. Lucru pe care eu
De altfel îl subliniez de fiecare dată și îmi doresc de fiecare dată să se întâmple, să nu ne depărtăm de la cel mai frumos subiect pe care Bunul Dumnezeu l-a creat pe pământ, omul. Este, cred, subiectul desăvârșit pe care toți artiștii ar trebui să-l abordeze, atâta cât le este permis, pentru că e și un subiect delicat și dificil și cu de toate în el. Iar Cornel, că m-ați întrebat, de la student și până la momentul acesta, este o cale uriașă, uriașă. Este de neconceput de unde a pornit Cornel și unde a ajuns Cornel. Cornel la început desena cuburi, dacă vă puteți imagina, desena cutii de chibrituri, desena natură statică, desena lucruri simple, dar în același timp complicate prin precizia lor, pentru a putea ajunge aici unde, uitându-te, de exemplu, în ochii bătrânei acelea din lucrarea de pe perete acolo, o să o vedeți, aproape că îi citești gândurile, aproape că îi vezi lacrima din ochi. Este extraordinar de profund, extraordinar de înăuntrul modelului, pentru că așa caroserie știm să desenăm cam toți. Dar să poți să pătrunzi un model, să poți să înțelegi un model, să poți să-i reproduci viața modelului, să-l simți că respiră modelul respectiv, atunci lucrurile sunt cu totul alt. Aici a ajuns Cornel. Ce reprezintă momentul expoziției pentru un artist plastic? Este acesta împlinirea? Sau procesul artistic, de fapt și de drept, reprezintă provocarea și ceea ce îl face fericit pe artist? Momentul expoziției este o ușă care se deschide către următoarea expoziție, pentru mine. Întotdeauna vernisajul este o provocare. Te gândești cum vor fi privite operele tale, cum va fi considerată munca, e destul, ai făcut destul pentru ceea ce se întâmplă astăzi. Există un, chiar înainte de vernisaj, cred cu 2-3 minute, la mine un flash în care mi-apar toate momentele importante de la organizarea acestei expoziții până la prima atingere a pânzei. Se sufocă alter ego-ul lui Cornel Corcăcea? Da, a fost o perioadă din existența mea în care asta am simțit. Și îmi place să redau în orice lucrare exact ceea ce simt, eu nu mint niciodată și asta o zic și elevilor mei, prin artă nu trebuie să minți, fiindcă de fapt te păcălești pe tine, trebuie să încercăm să devenim cât mai buni în a fi sinceri, sinceri cu tehnica, sinceri cu ideea, sinceri cu vizualul. Apropo de ce spunea domnul director Dan Nanu, este printre elevii dumneavoastră un viitor Cornel Corcăcel, unul capabil să se desprindă de mentorul său? Există. Este acea olimpică națională de anul trecut, pe care am și căreia am făcut un portret, care este chiar în această expoziție. Se numește Expresie răsării de soare, după impresie răsării de soare a lui Monet. Această lucrare e făcută exact pe ideea aceasta, că este următoarea care se poate desprinde de un mentor, de un profesor, care deja fiind în clasa 12-a și-a găsit un mic drum și dacă are puterea să-și dezvolte acest drum cu multă muncă, așa cum a zis și domnul Miron, sigur va ajunge, zic eu, deasupra noastră, a celor care suntem aici în sală.